După temperaturile de primăvară din luna ianuarie, iarna începe să se reîntoarcă. Vremea a început să se răcească încă de marți, iar meteorologii au anunțat ploaie, lapoviță și ninsoare. Se anunță ninsori abundente, în special vineri 27 ianuarie și sâmbătă 28 ianuarie. La Iași, primii fulgi au început să apară. În noaptea de 27 spre 28 ianuarie, vremea va fi rece, temporar va ninge. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări, temperatura minimă a aerului va coborî până la minus 2 grade Celsius. Mâine la Iași va mai ninge, temperatura maximă va fi minus 1 grad Celsius, iar minima din noaptea de sâmbătă spre duminică va oscila în jurul valorii de minus 3 grade Celsius. Duminică și luni la Iași vom avea o vreme rece, trecător va mai fulgui, temperatura maximă va oscila în jurul valorii de 0 grade Celsius, iar minimele din cursul nopților se vor încadra între minus 9 și minus 4 grade, cu cele mai coborâte noaptea de duminică spre luni. Ieșenii așteaptă cu nerăbdare zăpada, mai ales pentru copii. Mulți își amintesc cu nostalgie troienile din trecut, când iarna dura mai mult de 3 luni, iar zăpada depășea un metru înălțime. Ușor, am o vârstă și n-am avut de mult așa iarnă, ușor. În 94-95 a început iarna pe 3 noiembrie, a ținut 6 luni de zile. Și pe 3 mai parcă s-a terminat. Deci așa era iarna adevărată, cu ninsori. Și la 50-60 cm. Eu sunt într-o zonă de munte. Așteptăm toată lumea. Așteptați. Și copii, am și nepoți. Da, am prins de mult. Am prins de mult. Pare rău că am fost la munte, dar tot fără zăpadă. Ați fost la munte? Unde? La Durău, acest loc. Pârtia goală. Temperatură de primăvară în acest lună de ianuarie. Da, nu știu cât e de bun pentru sănătatea oamenilor. Dar asta e situația. Ce să facem? Cum credeți? Care ar fi și un motiv pentru această schimbare bruscă de temperatură? Mizeria de pe planetă. La București ninge de vineri dimineață. Capitala se află sub cod galben de ploi și ninsoare, viscol și intensificare ale vântului.